De când eram copil, mă tot uitam pe mașini. Bine, pe vremea aia erau doar Dacii. Dar cu cât am înaintat în vârstă, tot vedeam băieți mai mari, mașini modificate și vreau și eu la fel, mașină modificată. Și de când am luat permisul, tot am zis, hai să fac ceva la mașină, am început cu un Kalos. Nu prea aveam ce să fac la un Kalos și am avansat la Opel. Treptat, prin mai multe etape, jante, spoilere, am ajuns la stadiul ăsta. Un stadiu care mai mult devine ca un drog. Nu am avut niciun obiectiv când am cumpărat a doua mașină. Pur și simplu, fiind aceeași reprezentanță Chevrolet Opel, am ales Opelul. Și de acolo a pornit, cum la majoritatea pasionaților pornește, cu o simplă modificare. Un geam fumuriu, o jantă și de aici a pornit totul. Ce m-am împins? M-am împins internetul, cel mai mult, văzând alte poze, alți pasionați la standarde mult mai înalte, am vrut și eu tot mai mult, tot mai mult. Și încă mai vreau tot mai mult, tot mai mult. Până când, nu știu până când, până voi găsi o altă mașină. Soția mea, ce pot să zic, are o părere și bună, dar și rea. Bună în sensul că e un hobby în care e sigură că nu dau banii pe alte prostii, cum sunt alții, băutură, droguri, femei, cum fac majoritatea, dar rea fiindcă e o pasiune costisitoare. Planul pentru 2015 și aici am o problemă cu soția. Altă culoare, alt setup, alt interior,